Dragi prieteni, bine v-am regăsit. Suntem în biroul de la ProRomânia pentru a realiza un interviu cu deputatul Cătălin Nechifor. Sper că ne aduceți de la București ceva vești bune dintr-o Românie care e non-conformă, într-o Românie care se luptă cu un virus și cu un parlament inexistent, cu, nu știu, cred că sunt toți românii bulversați de ce nu se poate o stare de normalitate în România. Da, parcă suntem blestemați, nu știu cum să zic. E greu de înțeles de ce atunci când ai pe tine trei crize majore, nu reușești să ai un compromis politic pentru România. Avem coronavirus, pe de o parte, care deocamdată e în stat incipient, dar nu putem ști cât se va dezvolta și unde. Credeți că va fi bine gestionat? Avem capacitatea de a o gestiona? Am dubii legate și de nepregătirea clară a populației, pentru că doar a induce spaima nu e suficient, dar am rezerve și asupra capacității sistemului medical de a gestiona multe cazuri simultane. Deci prima criză e cea cu coronavirus, a doua criză e criza financiară. E limpede, euro a plecat spre 5. Roborul e sus, împrumută Câțu și guvernul PNL sute de milioane săptămânal. Cădere economică, da. Cădere economică e vizibilă. Vedem că și Comisia Europeană declanșează procedura de deficit excesiv, pentru că anul trecut au depășit deficitul și asta înseamnă că vor obliga la măsuri de corecție și asta înseamnă că vor trebui să ajusteze din cheltuieli și sigur că atunci când ai chestiunea asta pe guvern, primele cheltuieli care tai sunt cheltuieli cu salarii și pensii și ai în același timp o criză care bate la ușă, criza migrației. Situația din Turcia, din Siria, zecile de mii de migranți care e vor îngrijorătoare să... pentru români? Categoric. Păi vedem și noi, la Straja e deja culoar, da, găsim săptămânal din Bangladesh, din Sri Lanka, din Somalia, da, poliției de găsim frontieră. Pe acolo, adică totuși, într-o zonă pe care o consideram departe de orice culoar, iată că se face cărare, se face potecă. Și atunci, cu cele trei crize pe tine simultan, mai induci și o criză politică artificială din dorința de a capitaliza voturi, pentru că e limpede, PNL-ul își dorește anticipate, nu că îi încurcă cineva, și vă spun că Parlamentul nu îi încurcă cu nimic în acest moment. Le-au dat tot ce au vrut și au asumat și au angajat răspunderea și pe buget și pe modificări de legislație și au trecut legi importante, deci nimeni nu îi deranjează cu nimic. Că am dat noi alocații mărite, cred că e în regulă, nu? Că vrem să se respecte legea pensiilor ca de la 1 septembrie să aibă toți pensionarii o creștere importantă, cred că e în regulă. Și atunci și Klaus Iohannis și PNL-ul, văzându-se în sondaje undeva sus, la 40 și ceva la sută, zic, domnule, acum e momentul, luăm tot și gestionăm România. Au președinte, au guvern, vor parlament, vor primari, vor justiții și atunci ce facem? Ne întoarcem de la un PSD Dragnea la un PNL Iohannis? Ați făcut parte din comisiile de audiere a miniștrilor. Poate ne spuneți ceva de acolo. De fapt, am reaudiat. Ne simțim și noi ca profesori cu studenți nepregătiți, cel puțin la dezvoltare. E a treia oară când domnul Grindă, că așa ai cunoscut el în spațiu public, de la Focșan, domnul Ion Ștefan, vine nepregătit și n-a primit nici a treia oară votul comisiei. În condițiile în care și aici, la acest minister, care gestionează foarte multe proiecte, atât pe cele europene, prin POR, program operațional regional, cât și prin PNDL, cât și prin FDI, e un minister cu multe resurse, cu multe atribuții, practic blochează și administrația publică și vă spun că cea mai mare problemă care o fac acum este pe două dimensiuni. Prima dimensiune că au blocat decontările la PNDL-uri, adică proiecte de apă, canal, școli, grădinițe, dispensare. În Suceava sunt sute de proiecte de astfel de factură și acum nu-și primesc banii. Dar blochează mai mult decât atât și proiectele care sunt angajate prin acel fond de dezvoltare și investiții, la care primarii de bună credință și-au angajat resurse, au semnat contracte cu Guvernul României și acum nu mai recunosc cei de la PNL acele contracte.
Un al treilea lucru pe care l-am considerat foarte greșit din partea celor care sunt actualmente la guvernare e cel legat de alegeri. În mod normal, alegerile, așa cum scrie în Constituție, ar trebui să fie la 4 ani distanță. La primari, mandatul este imperativ de 4 ani. Nu scrie mai mult, nu scrie mai puțin. Și atunci, suntem astăzi aproape de jumătatea lui martie. Dacă nu dau săptămâna asta sau maxim săptămâna viitoare hotărâri de guvern, vom risca ca în România, undeva în luna iunie, să avem localități fără primar, fără consiliu local, fără viceprimari. Și la Rădăuț, spre exemplu, știm foarte bine ce a fost în 2015, un oraș care a fost blocat vreo câteva luni pe întreaga vară. Și din cauza acestui decalaj de termene, pentru că avem alegerile jucate tura trecută în 2016 pe 5, acum le mutăm mai încolo, o să ne trezim că orașe întregi, comune întregi, nu vor avea titular responsabil care să semneze certificate de căsătorie, adeverințe de deces, certificate constatatoare, autorizații de construcție. Da, se pare că nu interesează, se pare că dorința de a face alegeri e singura chestiune care interesează și să câștige ei și în rest soarta României pare undeva pe nicăieri. Din teritoriu aveți, domnule deputat, semnale că primarii nu pot să-și desfășoare proiectele în derulare, se întrerup multe proiecte care sunt în derulare din motivele crizei guvernamentale sau acele economice? Sunt 26 de localități în acest moment în Suceava, o sumă importantă de localități, din 114, aproape un sfert, care au actualmente proiecte blocate de 357 de milioane de lei. E o sumă uriașă, asta înseamnă un buget fabulos, care în acest moment, din păcate, sunt blocate de cei din PNL. Vorbesc aici de proiecte de drumuri, proiecte de apă canal, proiecte de școală, în localități care nu aveau, din păcate, alte șanse, alte soluții. Dacă erau variante să pună pe proiect european, pe proiect guvernamental, o făceau. Dar în această formulă de împrumut, de fapt, prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, în realitate, primarii, practic, se împrumută la o dobândă subvenționată și derulează pe timp de 10-15 ani aceste proiecte. Acum, practic, guvernul a decis sistarea integrală a acestor proiecte, aduc în opinia publică informația că sunt verificate de DNA, de nu știu cine. Domnule, au făcut careva greșeli, au comis fapte de corupție, treaba lor, dar nu poți condamna toată România, pentru că 1, 2, 5, 10 cazuri sunt cu greșeli. Trimite DNA-ul, fă-ți treaba până la capăt, dar lasă proiectul să curgă și atunci România nu va fi blocată. Dar, repet, în acest moment, în Suceava, sunt 26 de localități care au proiecte blocate de 357 milioane, o sumă uriașă. La nivel național, surse demne de încredere afirmă faptul că foarte multe firme din China și din spațiul asiatic sunt închise din cauza virusului și probabil mult din economia Europei și din economia mondială va fi influențat de această mișcare economică. Păi, coronavirusul nu vine doar cu componenta medicală, din nefericire vine și cu componenta economică și socială. Nu mai suntem în tipul de comunism, într-o economie închisă care produce de toate. Suntem dependenți, din păcate, de foarte multe inputuri de marfă, de materiale, de materii prime, de produse, de tot soiul de chestiuni, inclusiv fluxuri financiare. Și vă dau un exemplu, doar pe partea de farma, de medical. 86% din substanțele medicale care sunt regăsite în pastile sunt fabricate în China. Ori acest lucru va putea debalansa foarte mult piața farmaceutică și vom putea intra într-o criză în care nu o să mai găsim medicamente de uz comun. Și atunci, de produse electronice și multe orice altceva. China era un furnizor uriaș pentru tot ce înseamnă lumea largă și aici poate că ar trebui să ne punem întrebări și pentru viitor. Poate că ar fi înțelept să creăm zone alternative, să dezvoltăm și alte state. Nu știu, poate România ar trebui să-i dăm o pondere, nu știu, noi să ne apucăm să fabricăm medicamente, să fim noi backup-ul, rezerva, dacă vreți, pentru o situație globală așa cum e în prezent. Dar pentru asta îți trebuie jucători importanți, îți trebuie președinte care să fie activ, care să meargă să bată la uși, îți trebuie prim-ministru în funcție cu toate facultățile politice, administrative și mentale acolo. Ori la noi nu-i cazul. În contextul unei degringola, de ca să spunem așa, de sus, de la vârf, din guvern, din parlament, ce reușește să facă grupul parlamentar pro-România?
Păi, în primul rând am reușit să determinăm căderea unui guvern neperformant. E vorba de guvernul Dăncilă, care cu siguranță făcea la fel de multe rău. Poate mai puțin decât asta, trebuie să cunosc. Dar făcea rău în continuare și aici, cu siguranță, dacă Dăncilă rămânea premier și PSD-ul guverna, scorul PSD-ul astăzi era de 10%. Ca să răspund și celor care ne acuză că din cauza noastră PSD-ul suferă foarte mult. E foarte clar lucrul ăsta. În al doilea rând, am dat jos și guvernul Orban. La fel, un guvern care n-a pus în opere legea pensiilor, nu face nimic pe autostrăzi, nu face nimic pe zona de alocații și care, mai mult decât atât, a modificat pe noapte, noaptea ca hoții, prin ordonanțe, inclusiv sănătatea publică și a transferat-o în zona privată pentru mii de milioane de lei. Și atunci, cred că ne-a făcut datoria în felul acesta, dar nu putem cauționa un guvern neperformant. Orice am făcut noi în noiembrie, când am dat jos guvernul Dăncilă, am creat calea atunci, la momentul respectiv, pentru o resetare politică. Și am venit și atunci și acum cu formule clare de coagularea unei majorități. Victor Ponta a fost o propunere cât se poate de corectă pentru a putea găsi o majoritate funcțională în Parlament. Din păcate, ultima tură, domnul Iohannis a venit cu domnul Florin Vasile Câțu ca și premier desemnat și vom vedea săptămâna viitoare, probabil joi, în ce măsură va lua vot sau nu. Sigur că, într-un fel, ar fi important să închidem mai repede criza politică, doar că n-am creat-o noi, suntem, din păcate, spectatori, pentru că noi suntem 24 în ecuația politică, nu cântăm foarte mult, 5% din Parlament suntem noi. Vă dați seama că alții fac cărțile și... După alegeri, acest număr va fi mai mare, anticipați? Sperăm, pentru asta facem ce facem, dar aici, sigur că cei care decis sunt românii. Și vom vedea și în ce formulă vor fi alegeri, că e și aici o dezbatere lungă. Vor fi la termen în toamnă, vor fi anticipate. Dacă vor fi anticipate, întrebarea este dacă vor fi cuplate sau nu cu localele. Deci sunt foarte multe necunoscute. Ceea ce este trist este faptul că suntem la 3 luni distanță până la data alegerilor și nu știm nimic. Nu știm nici măcar data. Nici măcar data, nici măcar dacă se fac, pentru că și aici e o dezbatere. E un caz ipotetic, intrăm despre în carantină. Despre două tururi deja cred că nu mai putem vorbi, nu? Ba da, mai putem vorbi, pentru că, din păcate, în România orice e posibil. S-a demonstrat că am depășit orice barieră și am gândit la momentul respectiv în 2017 că, domnule, s-a întâmplat un guvern să-și dea jos premierul, e vorba de Grindeanu. Iată că PNL-ul face același lucru, acum își dau ei jos guvernul Câțu, e halucinant. Adică, practic, fugi de răspundere. Tu, care vrei să guvernezi, votezi împotriva guvernului tău. Este ceva incredibil. Dar să nu ne mirăm de faptul că PSD și PNL sunt, de fapt, același tip de proiect. Și unii și alții doresc să fie ca ceilalți, doar că ipotezele și contextul e ușor diferit. E vremea partidelor mici? Cred că da. Cred că da. Și un partid precum Pro-România, cu 7, 8, 9, 10% pe acolo, eu zic că poate fi calificat într-o formulă în care să arbitreze un joc politic între cei doi mari. Deocamdată PSD și PNL rămân importanți, dar dacă ne uităm la evoluția politică în alte țări, unde partide de stânga, partide de dreapta care guvernaseră și Grecia și Franța și Germania acum sunt în colaps, e limpede că poate fi un culoar important. Și da, trebuie să venim cu proiect, cu oameni, cu idei, cu viziune, pentru că am demonstrat în trecut că suntem capabili. În epoca lui Victor Ponta, ca prim-ministru, și eu la Suceava și foarte mulți colegi, eu cred că ne-a făcut datoria și cred că putem să privim foarte deschis către viitor. Ia în considerare Victor Ponta o alianță? Never say never, așa e vorbă. Și dacă celebra. Dea cu cine? Înspre ce zonă? Eu cred că un partid politic la început de drum, așa cum e Pro-România, trebuie să meargă singur în alegeri. E opinia mea și cred că și Victor Ponta gândește fix la fel. Sigur că sunt nuanțe, mai ales într-o conjunctură de alegeri locale, pot să existe alianțe mici acolo, dincolo, la o comună, la un oraș, la un... Vă referiți la faptul că singur în alegeri la nivel național, dar s-ar putea să aveți candidat comun în unele localități? Nu neapărat în Suceava, dar vă spun că sunt în țară câteva județe, de exemplu Covasna. În Covasna, cel mai bun proiect politic de opoziție este PSD, PNL, Pro-România, PMP, ALDE. Nu în sens de combativitate la adresa UDMR-ului, ci în sens de a asigura o pondere cât de cât de reprezentare.
În Covasna trăiesc 30% dintre români acolo, restul sunt maghiari, dar în fapt ca funcții politice nu contează, pentru că se canibalizează voturile partidelor românești. Deci sunt variante care pot fi gândite. Uite, de asta se consideră Pro-România un partid de echilibru? Și suntem și pe zona de centru-stânga, nu suntem nici socialiști, nici ultraliberali, dar cred că Victor a demonstrat și noi, la rândul nostru, că am luat foarte multe măsuri care au avut context puternic pro-business, măsuri de dreapta. Vă dau exemplu, reducerea TVA-ului, reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5%, relaxarea financiară, infuzia de capital european, am crescut absorpția de la 7% la 83%. Deci lucruri care sunt în legătură cu piața, cu mediul de business și așa vrem să ne rugăm mai departe, pentru că stânga e PSD, dreapta e PNL, restul sunt sateliți, USR-ul probabil peste tot și așa mai departe. Astăzi ați pronunțat cuvântul e nevoie de idei, e nevoie de programe și ați prezentat într-o conferință de presă câteva idei pentru Suceava. Da. Este Sinescu omul care ar duce aceste idei? Păi este și echipa care am arătat-o, cred că echipa care poate face lucrul ăsta, pentru că de 16 ani în Suceava nu s-a schimbat nimic. Mă refer la proiecte mari. În rest, s-au pus panseluțe, s-au pus borduri, s-au pus pavele, s-a mai făcut asfalt, s-a făcut mini zonă de agrement, în fine, s-a făcut câte ceva, dar după 16 ani, după 1 miliard de euro consumat în Suceava, ca atât s-a cheltuit în 16 ani 1 miliard de euro și te sperie cifra asta, îți dai seama că nu s-a făcut niciun proiect de interconectare cu zona periferică, zona periurbană, îți dai seama că nu s-a făcut niciun stadion, nicio sală polivalentă, nu s-a făcut niciun centru de expoziții, nu s-a făcut niciun centru cultural, nimic, s-a făcut totul la nivel de mini. Și atunci, sigur, cu Florin Sinescu, vin din trecut, cu un om cu care am lucrat foarte bine, a fost prefect în mandatul meu de președinte, am fost în echipă cu Victor Ponta și cred că am demonstrat că suntem oameni care pot gândi chestiuni de viziune, pot face lucrurile să se întâmple și suntem oameni care avem, într-adevăr, un obiectiv comun. Cât de mult contează după alegeri echipa Pro-România într-un consiliu local și într-un oraș ca Suceava? Asta va demonstra electoratul câtă încredere vor avea în noi. E greu de anticipat. Competiția electorală este complicată, la locale sunt alte orgolii în joc, sunt alte metode factori politice, alianțe. Mă rog, e cea mai grea competiție, cea de locale, evident. Dar eu cred că suntem pregătiți și cred că la nivel de județ avem deja structurate echipe bune în foarte multe zone și sper să putem conta, să convingem electoratul că avem soluții, pentru că nu-i suficient să pui un om să candideze, trebuie să ai și viziune, să ai și idei. Dar trebuie și după aia să ai cum să le pui în practică, pentru că planul Pro-România nu poate fi deocamdată un plan foarte ambițios, dar poate fi ambițios pe orizontul de după 2020 și evident 2024, când eu sper să fim categoric undeva foarte important la nivel național, ca să putem gestiona politici publice majore. Cum e o zi la Parlament, la Guvern, în haosul în care mergeți acum? Acum e foarte aproape liniștit. Ai fi tentat să crezi că nu mai merită să mergi la serviciu. Categoric, da. Deci e foarte liniștit, mergi câteva ore, luni, marți, miercuri, joi, după care pleci acasă. De exemplu, luni am avut plen, s-a anulat plenul, deci nici măcar n-am avut dezbatere pe legi. PSD-ul și PNL-ul așa au hotărât că nu e important să discutăm legi. Marți, miercuri și joi au fost audieri în comisii care au durat o oră, două. Noi puneam întrebări, ei la ți răspundeau ce puteau și cu asta basta, s-a încheiat programul unei săptămâni de activitate. Săptămâna viitoare, la fel, e pusă luni, marți, miercuri, muncă în comisii și în plen, urmând ca votul de investire să fie probabil joia viitoare pe 12 martie. Cum sunt parlamentarii care sunt propuși? Sunt pregătiți sau vi se pare că vin dintr-o nebuloasă așa a necunoașterii? Miniștri. Da. Miniștri popuși, păi sunt aceiași, adică i-am văzut 4 luni la muncă, am văzut ce pot, acum sunt repropuși, e ca la Cântarea României, știți cum... Se putea și mai bine, nu? E
domnul Iohannis ar fi trebuit să fie înțelept și avea șansa să demonstreze lucrul ăsta. Ar fi trebuit tehnocrat? De Uniunea Națională mai degrabă. Tehnocratul a fost Cioloș și a văzut că nu. Pentru că a fost lăsat din brațe de toți și atunci și-a rupt gâtul singur. Dar un guvern de Uniunea Națională cu un premier independent, chiar nu are importanță lucrul ăsta, în care toate partidele să-și pună cel mai bun. Nu știu, noi pro-România puteam avansa propuneri și pentru finanțe, și pentru transportul, și pentru sănătate. Avem suficienți oameni capabili. Veneai cu cel mai bun, veneai cu un plan semnat în fața președintelui la Cotroceni, domnule, 6 luni de zile nu ne mai scoatem ochii, 6 luni de zile avem obiectivul numărul 1, scăpăm de coronavirus, scăpăm de criza financiară, pregătim alegerile, dăm pensii la oameni, dăm alocații și în felul ăsta mergem mai departe. Dar poate că în 6 luni de zile nu puteai să-ți asumi că faci autostrăzi, că e limpede, că n-ai cum. Dar măcar lucrul ăsta e important, ca să ieșim din sincopa asta și după 6 luni ținem alegeri și vedem care câștigă atunci. Și te duci pe un orizont de 4 ani. Sună frumos, din păcate... Nu, dar e singura variantă rațională. Și nu se va întâmpla așa. Nu. Domnule deputat, vă mulțumesc pentru că ați avut amabilitatea să-mi acordați astăzi interviul și până când ne vom întâlni data viitoare, sper să fim mai optimiști. Să veniți, să aduceți suntem și azi, numai că suntem realiști. Dar, apropo de optimism, eu n-am nicio emoție. Țara asta e prea puternică în rădăcina ei încât să nu treacă și peste hopul ăsta. Va trece. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult. Sunt Corneliu Cârdeiu, rămâneți pe Stop Cadrul Rădăuțean pentru că venim întotdeauna cu lucruri interesante. Mulțumesc frumos!